Clipă de panică într-o vilă din stațiunea Sinaia, ieri noapte. Acoperișul a fost cuprins de flăcări chiar înainte de miezul nopții, iar cele trei familii care locuiesc în clădire s-au trezit din somn într-un nor de fum. Vâlvătaia a izbucnit la o locuință nouă cu două etaje într-un cartier situat în apropiere de centrul stațiunii. Vecinii au fost cei care au văzut flăcările și au dat alarma. Trei familii se aflau înăuntru și dormeau când acoperișul imobilului a luat foc. Este nepotul și cu mai o verișoară acolo sus și o sticaldea, deci... Avea rău când da? Da, păi am văzut fum mult negru, așa, necăciuz. Pompierii au avut o sarcină dificilă la stingerea incendiului și după întreruperea alimentării cu energie electrică exista tensiune pe cabluri, iar după fiecare intervenție cu apă săreau scântei. Ardea în pod, a luat foc, dar oprise curentul și încă mai era curent pe... încă mai făcea scurt undeva. Deși oprise curentul de la întrerupătorul principal. Deci nu, de la un cablu din ăsta care, nu știu. De la priză, altceva nu se poate. A făcut vreun scurt circuit, nu știu ce s-a întâmplat, că de-aia... A apucat să iasă la timp afară. Păi sunt afară, că uitați și doamna săraca e mobilizată și toți au ieșit afară. S-au speriat, păi vă dați seama la ora asta. Trei familii sunt. Uite, nu mă gândeam, săraci de ei. Pompierii și polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili de la ce a pornit incendiul. Locuința nu era asigurată.